Salut, prieteni! Eu sunt Niki și astăzi vom învăța împreună cum să modificăm parola la Windows fără ca noi să o știm. Să presupunem că am uitat parola, unii chiar și-au uitat parola la Windows, chiar am avut mai multe solicitări, mai multe cereri în sensul acesta, dacă știu vreo metodă ca să trecem peste parola la Windows. Dacă introduc aici o parolă oricare, observăm că ne spune că este greșită parola. În momentul acesta nu putem să mai facem nimic cu Windows-ul decât reinstalat, dar noi nu vrem să reinstalăm Windows-ul pentru că avem date și nu vrem să le pierdem. Ce rămâne de făcut? Eu am ales varianta cea mai simplă ca să poată oricine să facă lucrul acesta. În primul rând avem nevoie de un stick bootabil sau un DVD bootabil cu Windows-ul sau nu neapărat Windows-ul care îl avem pe laptop sau pe PC. Poate să fie și o altă variantă de Windows. Introducem DVD-ul sau stick-ul bootabil în PC. Eu o să închid aici. Am să mă folosesc de VirtualBox pentru a face lucrul acesta. Mi este mult mai ușor. Modul de intrare este același ca la instalare Windows. Nu este nicio diferență. Nu o să intru acum în detalii ca să explic. O să vă las un link în descriere ca să vedeți metoda de intrare de pe stick-ul bootabil sau de pe DVD-ul bootabil. Eu o să-i dau start. Așteptăm câteva momente. Iar dumneavoastră, după ce ați pus stick-ul bootabil sau DVD-ul bootabil în unitatea optică, apăsați butonul de start. Bun, în momentul când ați ajuns aici, cea mai simplă metodă de a deschide CMD-ul ca să nu mai intrăm în opțiuni este ținem apăsat butonul Shift și apăsăm tasta F10. Bun, a apărut command prompt. Aici va trebui să dăm niște comenzi. Mai întâi trebuie să aflăm unde este Windows-ul, în ce partiție este Windows-ul. Într-adevăr, în My Computer ne arată că este în partiția C, dar CMD-ul are o altă ordine de numerătoare a partițiilor. Aici apăsăm C, două puncte și Enter. Apoi scriem dir ca să aflăm ce este în partiția C și Enter. Și ne spune că nu este nimic în partiția C. Atunci o să ne ducem în partiția D, apăsăm D, două puncte și Enter. Aici scriem dir din nou și apăsăm Enter. Și observăm că în partiția D este Windows-ul. Observați aici în partea dreaptă scrie Windows. Bun. Noi trebuie să ajungem în această partiție în System 32. Pentru aceasta va trebui să tastăm CD, pauză, de mic, două puncte. Să vă las comenzile în descriere. Poate vă este mai ușor așa. Apoi apăsăm bara înclinată în partea stângă, scriem Windows, apăsăm din nou bara înclinată în partea stângă și apoi scriem System 32 și apăsăm Enter. Ok, am ajuns în folderul cu pricina, în System 32. Aici va trebui să redenumim un fișier mai întâi și scriem ren utilman.exe pauză utilman1.exe și apăsăm Enter. Apoi trecem la următoarea comandă, scriem copy pauză cmd.exe pauză utilman.exe și apăsăm Enter. Apoi scriem comanda exit și apăsăm Enter. Și am ieșit din CMD, închidem calculatorul. După ce a pornit Windows-ul, din nou el ne va cere parola. Numai că dacă observați dumneavoastră în partea stângă jos, avem un buton. Dacă apăsăm pe el, se va deschide din nou command prompt. Aici va trebui să dăm o comandă foarte simplă și atât. Scriem net user, poate voi fi judecat de cineva, dar vreau să se aude exact cum se scrie. Apoi ne uităm exact cum este scris numele de utilizator și aici îmi scrie Nicolas. Dumneavoastră scrieți exact cum este numele de utilizator, cu literă mare, cu majuscule, scrieți exact așa cum este scris aici. Așa voi scrie și eu Nicolas. Apoi vom scrie parola care vrem, să zicem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și apăsăm Enter. Asta e tot. Aici ne spune că comanda a fost executată cu succes. Scriem Exit. Apăsăm Enter. Și introducem parola care tocmai am scris-o în CMD. Ia să vedem dacă funcționează. Și scriem aici 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și apăsăm Enter. Și observăm că metoda a funcționat foarte simplu, fără bătăi de cap și fără alte complicații, softuri. Sper că v-a fost de folos această metodă. Eu o consider cea mai simplă, pentru că nu folosește softuri, nu folosește alte
chestiuni, doar trebuie să ai DVD-ul cu Windows-ul, un DVD butabil sau un stick butabil și atâta tot. Restul funcționează, ați văzut, fără probleme. Încă o dată vă zic că o să vă las toate comenzile în descriere. Dacă sunt întrebări, comentarii, nelămuriri, vă rog să lăsați în rubrica de comentarii și am să vă răspund pe măsura timpului liber pe care l-am. Eu sunt Niki, vă salut, pe curând!